Bună, Berbec, și bine ai venit la citirea ta pentru anul 2024. Aceasta este valabilă atât pentru cei din Zodia Berbec, cât și pentru cei care aveți luna, soarele sau ascendentul în această zodie. Și dacă rezonezi cu mesajele, te invit și la partea bonus. Acolo clarificăm toate cărțile, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, vedem și de unde vine surpriza, vedem și care e norocul, dar hai să vedem și arhanghelii ce zic inițial pentru tine. Îți mulțumesc că mi-ești alături. Ok, a ieșit mesajul pentru tine. În primul rând, în acest an, 2024, numerele importante pentru tine sunt 1, 2, 11. Este un an de lumină, este un an de înțelepciune, este un an de emoție, este un an în care tu vei ajunge pe calea ta, este un an maestru pentru tine. Culorile importante sunt roșu, portocaliu, mov, albastru, iar Arhanghelul Uriel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o mare profunzime în sfera cunoașterii de sine. Și de acum înainte, meriți să te bucuri de lumina înțelepciunii dumnezeiești. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de Alaiul meu ceresc. Foarte frumos, dragi bărbeci. Se pare că este un an, așa cum am spus și mai devreme, în care reușești să te cunoști mai bine, reușești să te bucuri de tot ceea ce ai în jurul tău și mai mult decât atât devii mult mai înțelept, mult mai sigur pe tine. Simt aici foarte multă liniște, foarte multă pace în viața ta. E ca și cum îți găsești drumul, îți găsești calea. Foarte frumos, dragi bărbeci. Mai simt nevoia să mai extrag și un mesaj din partea acestui oracol pentru tine. Să vedem uh, cuvântul magic pentru 2024, pentru bărbec. Despre ce e vorba? Ok, a vrut să se întoarcă și avem scopul vieții tale. Deci, tu în anul 2024 reușești să-ți găsești scopul vieții tale. Reușești să te stabilizezi din punct de vedere emoțional, din punct de vedere financiar. Reușești să ajungi într-un punct pe care tu-ți-l dorești foarte mult. Și mai simt să spun că, foarte mulți verbeci, veți reuși să faceți pace cu voi, pace cu rădăcinile voastre, pace cu uh, sufletul vostru. Foarte frumos! Deci este cu adevărat un an foarte frumos pentru berbec și am mai simțit să mai întorc un mesaj care, care era la baza pachetului și anume abilități psihice. Se pare că prin abilitățile tale, poate prin intuiția ta sau poate uite, și tu ești inclinat pe partea spirituală, prin acest lucru tu îți îndeplinești scopul vieții tale. Foarte frumos, să vedem, dragi bărbești, ce spune tarotul, o să folosesc un tip de citire pe care nu l-am mai folosit de mult timp pe acest canal, l-am folosit în 2021 și am văzut că v-a plăcut foarte mult acel tip de citire, așa că îl voi folosi din nou. Deci, dragi bărbești, un an 2024 în care reușiți să vă atingeți scopul vieții voastre. Deci, efectiv, atunci când mi-am când mi propus să încep citirea pentru tine... S-au întâmplat lucruri extrem de frumoase în jurul meu, și chiar am primit o veste extraordinar de bună, un noroc absolut fantastic, da? pe care un berbec da? chiar, chiar l-a avut. Foarte frumos! Deci, dragi berbec, un an foarte bun! Foarte, foarte bun pentru voi! Ia să vedem acum despre ce este vorba pentru berbec. Să vedem! Extragem 12 cărți. Bun. La baza pachetului Energia Generală pentru Berbec în anul 2024 este 7 de bâte. Se pare că tu în acest an ești foarte energic, vrei să te impui în fața celorlalți, Ești gata să construiești ceva anume? Ești gata să îi învingi pe ceilalți? Ești gata să arăți lumii cine ești tu, ce poți tu cu adevărat? Reușești să devii mult mai stabil, așa cum spuneam, și vei avea cunoașterea necesară, simt eu să-ți să transmit. Uh, ai experiența necesară. Vei face foarte multe lucruri în anul 2024. Poate unii berbeci uh, veți fi provocați, dar în același timp alții dintre voi uh, veți lua atitudine și vă spune uite vreau să fac asta, știu că e de muncă, știu că este nevoie să mă implic, însă vei face asta simt eu cu tot sufletul, cu tot sufletul. Bun, hai să vedem dragi berbeci ce faceți voi. Da? Ce se întâmplă? Că sunt curioasă, m-ați făcut curioasă. E efectiv, repet, o asemenea energie chiar nu am mai simțit de foarte mult timp, de foarte, foarte mult. Bun, prima carte, magicianul, este în poziția ta. Este clar un an 2024 în care tu vei avea toate resursele necesare în viața ta, vei avea puterea necesară să-ți schimbi viața, totul va depinde de tine. Foarte mulți berbeci o să... Fiți foarte prinși pe tot felul de activități în acest an. Poate veți lucra foarte mult cu mâinile sau veți avea multe responsabilități. E ca și cum umblați aici în mai multe domenii, da? le uniți, lucrați foarte mult, mergeți pe un nou drum, vă construiți ceva în acest an. Și vezi că magia este în tine în acest an, să nu o cauți în exterior, magia este în tine ești ca o zână aici cu o baghetă magică și ești pregătit sau pregătită să-ți schimbi viața în acest an. În continuare, să vedem cum stai cu banii. Marea preoteasă, cam uh, ești secretos anul ăsta cu banii. Cu siguranță este și un an în care tu îți vei căuta valorile personale în planul spiritual. Foarte mulți bărbați o să studiați foarte mult partea aceasta de, de plăcere, a partea aceasta de bani, uh, unii cu siguranță o să vă dați seama că sunt legate foarte mult, uh, atât planul spiritual, cât și planul fizic, pe cât ești tu mai bine, pe atât vei fi bine și material și și, 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 și spiritual, uh, simt că este un an în care pe tine pur și simplu poate nu te va interesa absolut deloc planul material, ci mai degrabă partea aceasta spirituală a ta. Pot fi și bărbeci care, știu eu, în acest an se apucă și studiază ceva legat de bani. Nu știu, faceți un curs legat de bani sau vă apucați și studiați mai mult partea aceasta de încredere în voi, partea aceasta de um, stabilitate emoțională. Să vedem, prieteni, drumuri. Da, foarte multe drumuri scurte pe care le faceți în acest an drumuri scurte, neprevăzute. Vezi că există și foarte mari predispoziții în anul 2024 pe ceartă pentru tine. Asta e viața. Acum, sunt discuții mai aprinse, sunt discuții mai reci, dar ele vin cu o clarificare. Deci, după discuția aia, vă clarificați povestea. Este un an în care tu, cel puțin, nu vei mai sta să te mai ascunzi după nu știu ce lucruri. Nu, vei spune lucrurilor pe nume, tranșant. Simt aici, simt aici o ascensiune foarte puternică a ta în acest an. Poate exista tot felul de tensiuni în relația cu rudele, în relația cu vecinii, în schimb, deci acolo ți-aș recomanda o mai mare atenție. Da? O mai mare atenție. Vei avea mintea foarte ager în anul 2024, totul se mișcă foarte rapid. Hai să vedem ce se întâmplă în casă, în familie. Uite, 8 de spade. Acum, din punct de vedere personal, se pare că sunt niște blocaje în anul 2024. Poate știu, eu unii berbeci nu vă puteți desfășura cum trebuie în casă, în familie. Acolo pot apărea niște discuții legate de niște acte legate de un proces. Pe de altă parte, este și un an în care ceva legat de casa ta, de familia ta, e posibil să te obsedeze puțin. Da? Poate unii dintre voi, după ce sunteți așa magicieni în societate, faceți tot ce vă place, aveți toate resursele la îndemână, probabil în acest an, fie vreți să stați mai mult singuri în casă, fie alți bărbeci Vă dați seama că este nevoie să faceți schimbări și în plan personal. Da? Pe familie, pe casă, pentru că acolo eu văd un blocaj, văd pe cineva care nu se simte bine. Poate unii să zic că aveți de rezolvat ceva important privind o moștenire privind. Niște bani privind un teren. Hai să vedem cum stați cu dragostea dragi bărbeți și avem 7 de spade. Foarte interesant. 7 de spade. Este un an în care, știu eu, poate ceva nu o să-ți placă, nu o să-ți convină privind dragostea. Pe de altă parte, pentru alți bărbați, vedeți că este un an în care e bine să mergeți pe compropriu, dacă e să discutăm de o afacere, dacă e să discutăm despre um, un copil, da, uite, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine privind un copil în acest an. Șapte de spade poate să însemne oarecare minciună, oarecare dezamăcire. Însă pentru alții dintre voi simt aici că sunteți într-un an de schimbări foarte mari. Da? Sunteți puși pe treabă, v-am zis. Deci aveți bagheta magică în mână, totul e la voi. Mai departe, totul depinde de voi. Hai să vedem cum stați cu munca și cu sănătatea. Păi la muncă pot apărea diferite conflicte în acest an sau poate să fie o atmosferă mai tensionată, poți să ai concurență la muncă sau poate să fie un an mai agitat. Iar pe sănătate ți-aș recomanda o mai multă atenție sau o mai mare atenție pe odihnă în acest an. Poate știu eu unii bărbeci sunteți prinși aici pe tot felul de uh, drumuri pe care le aveți, poate pe la medic, poate cu o rudă. Acum, na, e nevoie să vă știți și voi puțin limitele și de unde văd eu momentan problema e din casă și din familie sau are legătură cu trecutul tău. Cumva trebuie să ieși dintr-un tipar mental, trebuie să lași ceva în urma ta. Cu relațiile cum stai, asul de spade. Ei, unii berbeci luați niște decizii foarte importante în anul 2024 privind relațiile voastre. Dacă ești într-o relație Uite, relația cu partenerul se poate schimba. Dacă lucrurile nu funcționează, atunci poate să apară o despărțire. Pentru alți berbeci, văd un an în care puteți să cunoașteți persoane noi. Văd un an în care vă faceți curățenie pe tot ceea ce ține de relațiile cu ceilalți. Da? Pe tot ceea ce ține de relațiile cu oamenii din jurul tău. Poți să semnezi contracte noi, poți să iei decizii importante în acest an, Stați cu schimbările regina de spade și e foarte intens acest aspect că unii berbeci aveți parte de schimbări radicale, mai ales dacă discutăm de partea aceasta de casă, familie, teren, moștenire, divorț pentru unii, da um, regina de spade spune despre o conexiune cu o zodie de aer gemeni balanță vărsător, dar vezi tu este și o perioadă pentru tine. Foarte lungă, de un an de zile, în care e ca și cum tai totul, da? Și spui, ori e albă, ori e neagră. Este un an în care te vei maturiza, din ce văd aici. Și este un an în care poate vei avea foarte multe lucruri de rezolvat, privind o bancă, privind o moștenire. Uite, ești pus aici pe schimbări foarte mari. Deci ai sabia în mână. Efectiv. Poate este o femeie din viața ta care, știu eu, lucrează cu actele, să este o femeie care ă, lucrează foarte mult cu mintea și care, din ce văd eu aici, e determinată să-și schimbe viața sau poate trece printr-o perioadă ciudată, printr-o perioadă aglomerată. Da? Pe de altă parte poți să fii și tu, poate să fie și energia ta și anume că vrei să-ți schimbi viața, vrei să ieși din tot ceea ce ține de toxicitate. Hai să vedem în continuare. Avem puterea, aici poți să ai o legătură cu zodia leu. Uite, faci tot felul de călătorii în acest an pentru a te distra, pentru a te relaxa. Alți lei sunteți, alți, alți lei, alți berbeci, nu știu, poate ai legătură cu un leu. Uh, unii dintre voi văd că sunteți foarte determinați anul ăsta să învățați ceva privind pasiunea voastră. Alți bărbești văd că uh, vă străduit aici să, să învățați ceva, vreți să studiați la nivel înalt, vreți să vă schimbați viața, de asemenea, vedeți că pot apărea niște provocări legate de acte în acest an sau chiar provocări legate de drumuri, drumuri lungi. Drumuri lungi. Este. A treia arcană majoră din citirea ta. Da? Te lupți cu ceva, te lupți cu instinctele tale, te lupți cu ideile tale. Foarte interesant. Se pare că berbecul în acest an privește lucrurile de la nivel înalt, cumva nu mai merge așa cu tine cu una cu două și foarte mulți berbeci uh, posibil să treceți și prin niște lucruri ciudate în relația cu divinitatea. Acum nu vă certați cu divinitatea că nu are nimeni nimic cu voi. Ideea e că e nevoie să acționați singuri, nu cu ceilalți. Hai să vedem cum stați cu partea asta de carieră, cu partea aceasta de vizibilitate publică și avem regele de spade din nou energie de aer, o legătură cu zodii de aer din nou, poate pe cariera ta șefi. poate discutăm despre faptul că ai foarte mult legătură cu instituțiile statului în acest an ai o strategie foarte bine pusă la punct, dar ți-aș recomanda totuși o mai mare atenție pe tot ceea ce ține de partenerul de viață, da părinți. Tot ceea ce ține de instituțiile statului, poate un șef pentru alții, pentru că aici văd clar că ai ceva de luptă pentru alți bărbești, vă văd foarte concentrați pe carieră în acest an sau vă văd foarte concentrați pe a face ceva cu viața voastră, pe a vă schimba viața radical și aveți niște planuri, aveți niște strategii acolo foarte bine puse la punct. Să vedem cu prietenii asul de bâte. E prietenii la ei acasă. Uh, cu siguranță este un an 2024 în care tu îți vei face noi prieteni, vei cunoaște oameni noi. Este un an în care cu siguranță foarte mulți berbeci um, vă veți entuziasma foarte tare, poate veți începe proiecte noi, poate veți avea legătură cu grupuri mari de oameni, cu zona de online. Viitorul tău sună extrem de frumos. Ce te trage în urmă e trecutul da sau sunt rudele pentru unii sau e viața privată. Hai să vedem în final avem regina de monede se pare că tu în subconștientul tău vrei să ai grijă de oameni, vrei să-i ajuți în subconștientul tău știi foarte bine valoarea pe care o ai da știi foarte bine valoarea pe care o ai este un an în care, uite, deci ții foarte mult secret, nu știu, partea aceasta de bani. Poate, știu eu, unii bărbeci aveți tot felul de ocupații mai ciudate, și asta poate să fie. Deci aveți niște ocupații mai ciudate, poate legate de planul spiritual, poate legate de ceva care, știu eu, nu este foarte cunoscută meseria aceea pe piață sau vreți voi să învățați ceva diferit. Da? Pentru că văd clar faptul că acest aspect vă, vă poate aduce bani sau vă poate aduce o stabilitate mult mai mare. Veți lucra foarte mult pe partea de subconștientă în anul ăsta, dar cumva legată de abundență, da? Și repet, dragi berbeci deci cărțile sunt bune. Unde e, da, ciudată povestea, e pe viața privată. Vedeți că acolo trebuie să... Trebuie să luați niște decizii radicale. Unii poate aveți, nu știu, poate e o femeie aici în viața voastră care are niște probleme și atunci are nevoie de ajutor. Da? Însă, pe de altă parte, vezi că decizia e la tine în acest an. Adică tu ai magicianul, tu ai bagheta magică, mai departe totul ține de tine. Dragi băieți, acestea au fost previziunile pentru 2024, partea de tarot. Îți mulțumesc că mi-ai stat alături. Dacă ai rezonat cu ce ți-am zis aici, dacă ești curios să vedem uh, cu ce, mă rog, despre ce e vorba cu aceste blocaje în casă, în familie, cum le depășești, ce e cu agitația asta pe la muncă, ce schimbări apar, da? ce oameni noi cunoști, încotro te îndrepti, pentru că e ca și cum vrei să schimbi viața radical, te aștept cu drag și la partea bonus, acolo clarificăm uh, toate aceste aspecte. De asemenea, tot acolo, așa cum am zis, uh, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, îți spun și care e norocul și de unde vine surpriza. Te îmbrățișez cu drag și îți mulțumesc că mi-ai fost alături. La partea bonus să știi că ai parte și de, deci cumva acolo ai acces în comunitate și la previziunile bonus pentru partea de astrologie, pentru că mai sunt și niște videoclipuri sau vor mai urma, depinde când te uiți la filmare, și pentru, și pentru acea parte ai acces la previziunile pentru fiecare săptămână, bonus pentru fiecare lună, deci ai de toate acolo, sunt sute de filmări la care ai acces. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mai ai fost alături și îți doresc un an 2024 cât mai frumos.